Deci, în continuare, după cum spuneam, lucrez la această monoaxă mai mare. Aceasta e mică, micuță, după 650, fost făcută acum 10 ani. Deci lucrez la asta, lucrez de mult. Mi-a luat o săptămână doar la punte aici. După ce mi-au venit idee, dar mi-au trebuit câteva, practic vreun an să văd cum fac. Nu aveam material cum mi-aș fi dorit eu pe șasiul acesta de cap tractor de Iveco, de cap tractor de 440 de cai. De Iveco nu se sudează, cine știe, nu sudează pe el, se crea pe acolo unde sudezi crepuri. Cât de bine ai suda, bineînțeles, dacă îl folosești numai pe lângă casă, dar profesional se crea. Și atunci am folosit această șuncă, sau cum să-i spun eu, a lui, care ținea puntea, puntea practic era acolo. Asta era un suport din față de la punte, l-am folosit, l-am tăiat. E un fel de fontă și l-am sudat. Am văzut că mai crepa, am sudat cu Superbaz, dar crepa aici și am urcat. Mai am un video în care am arătat cum am sudat. Acum mai trebuie să-l dau atât jos, că nu e prins încă de tot, ca să sudez pe din jos, că nu știu să sudez pe din jos, atunci îl dau jos să sudez și acest colțar, se va ține în două puncte. Deci la os am avut de lucru mult, pentru că suporții ăștia au fost mai în afară, nu, mai înăuntru, i-am scos mai în afară. Pare ușor care știe, dar mi-a fost destul de greu să-i prind și drept. Noroc cu această macaraua pe care am făcut-o cu acest scripete. Mi-a ajutat să lucrez frumos, am cârlige și lucrez bine. Vreau e pe roți, practic e pe rulmenți, pe roți. Deci un ping în stânga, în față și în spate, scripetele merge lateral, încolo și încolo. Ce vreau să spun, o să fac un al doilea șasiu. Nu puneți întrebări de ce și cum, dar trebuie obligatoriu al doilea șasiu. Am vreo 2 ani de vizionări de videoclipuri, cum s-au făcut alte remorci. Șasiu nu-l pun deasupra, pentru că va fi prea înaltă, încărcătura va fi prea sus și se răstoarnă. O pun din jos, mă iau după o monoaxă forestieră din care s-a făcut în Cehia, tot așa dintr-un șasiu de camion. O pun sub el, va fi lipită de placă. Aici va fi dublată. Ce să zic, asta e suportul de la Macaraua. Macara forestieră XL, canap de forwarder de 620, nu știu, e 6 metri, dar ajunge vreo 9 metri.